Dar desigur am o mare plăcere să fiu astăzi alături de sărbătoritul nostru și probabil nu aș mai adăuga ceva mult vorbind despre personalitatea lui Vasile Tărățanu, dar pur și simplu mă mir acest fapt cum el poate să rămână mereu tânăr. Aceasta e datorită desigur numai energiei pe care o emană într-una la cei apropiați ai lor. Și eu dacă vin de la arhivă vreau să spun, dosarele noastre care se păstrează secole și se păstrează într-o atmosferă, adică de umiditate și de temperatură constantă, nu se păstrează așa de bine cum se păstrează domnul Vasilică. Îi doresc multă sănătate și numai bine. Domnul Mircea... Domnul Mircea Pilat, da? Domnul Mircea Pilat, da? Și domnul, cred că mai este încă un marin și a vorbit toată lumea. Sunt ei, cred că, colectivul în care fac parte centrul nostru cultural român, care ne-a primit și ne-a găzuit aici. Doamna Marisoan, nu vorbesc? Ce vorbesc? Ieri am tot m-am știut, nici n-am știut până ieri că Vasile astăzi îmi gândea. Știam că nu știam ce este cărți. Și am aflat ieri și mi-a spus de și ea te invităm aici, dar n-am îndrăznit fiindcă am auzit că se strâng mulți scriitori aici, așa mai departe, Elina m-a îndrăznit. Dimineața hotărâs în Scnum, mai vin, zic acolo, și îmi sună domnul Elisea, spune, nu-i ce, vii încolo, dar eu numai decât crezi mea, nu trebuie să vii încolo. Și iar că așa am ajuns la asta, la imaginatea asta a Vasile. Vreau să spun că pe Vasile eu cunosc, sigur, întorcându-mă pe spaiul din Natale, pe anul 20, lucra la Flaie Românesc, în care sunt eu, sigur, știind să cunoșteam bine cu dânsul, deci a indus pe mine puternic aceasta de patriotism, de neam și țară. După asta, sigur, cu Vasile am făcut ziarul Arcașul, la care l-am pus pe internet, deci eu exista, sigur, mulți ani. Sigur, cu mare regret aceasta, s-a strâns așa cum s-a strâns la Românesc. Dar vreau și în continuare și doresc lui Vasile multă sănătate și mai departe și deiază în noi, adică să-i induc, dacă vorbim din punct de vedere fizic, că eu sunt fizic, nu decât mult poet, și vreau să spun ca să-i aducem noi același câmp magnetic și aceasta inducții de patriotism, de iubire, de țară, de țară, și neam, și limbă, și apătorul. Iată cu aceasta vă simt. Mulțumesc mult! Am vrut să vă transmit din partea redacției Radio Ucraina Internațional, la fel și în limba tineretului român, pentru susținere, care a fost tot timpul alături de cei tineri. Ați promovat multă lume și știți cum să promovați tinerii și cum să ajutați. Mersi mult pentru aceasta și în același timp știți cum să promovați valorile românești tradiționale în mediul tinerilor. Deci știm foarte bine că avem de-a face și cu o anumită distanțare la nivel mondial dintre generații și salutăm foarte mult și vedem că există totuși un dialog cât se poate de constructiv dintre diferite generații, inclusiv în cernăuți. Mersi mult pentru totul și vă dorim să fiți tot atât de plini de energie cum sunteți. Am avut fericită ocazie să fiu împreună cu dumneavoastră la diferite întâlniri în România și am înțeles că mă consider tânăr, însă dumneavoastră sunteți tânăr spiritual și tot timpul așa veți fi.
La mulți ani încă o dată și vă dorim binecuvântarea dumnezească și liniște spirituală perpetuă.